Bine le-am regăsit, dar, dragii noștri prieteni, dacă este joi, sunt Dialoguri pe scara Richter, dar iată-ne la o a doua ediție, realizată în colaborare cu partenerii noștri de la Exclusiv TV. În această seară ne-am propus să aducem în atenția dumneavoastră câteva subiecte foarte importante, care fac obiectul unor dezbateri pe posturile naționale. Pentru acest lucru i-am adresat invitația domnului Dragoș Benea, europarlamentar și în același timp președinte al organizației județene a PSD Bacău. Domnule Benea, vă mulțumim pentru faptul că ați dat curs invitației noastre. De asemenea, îi mulțumesc și colegului, amicului și partenerului Eugen Ungureanu de la Exclusiv TV. Bine v-am regăsit, mulțumesc și eu pentru invitație. La Bacău mă simt ca acasă. Așadar, iată un debut bun al colaborării noastre și mă bucur că alături de noi este domnul președinte, sigur care e pregătit să răspundă întrebărilor noastre. Da, este poziționat între noi doi. Asta înseamnă că domnia sa va trebui să facă față unui tir de întrebări, pentru că sunt întrebări, sunt evenimente și băcăuanii trebuie să fie informați pentru a pune capăt unor fake-uri sau a unor informații care de multe ori vin în spațiu public total eronate. Bună seara, bine v-am găsit și eu. Interesant acest duplex, nu de la distanță, ci de aproape, Bacău-Unești. Evident că pentru invitatul emisiunii este o poziție mai inconfortabilă, dar asta este în avantajul telespectatorilor și a mass mediei și cred că o oră voi rezista întrebărilor bănuiesc interesante și incomode din partea noastră. Nu vă ascund faptul că avem foarte multe întrebări, nu știu dacă ne vom încadra în cele 60 de minute alocate emisiunii noastre. Dacă va fi cazul, telespectatorii vor putea, după cele 60 de minute, să treacă în spațiu online, pentru că emisiunea va continua în format premieră pe Facebook, pe paginile oficiale Euro TV Bacău Oficial și Exclusiv TV. Stimate coleg, da, sigur, haideți, eu aș începe, dumneavoastră tirul de... Eu aș începe cu Oneștiu, pentru că dacă tot... reprezint o mare parte a telespectatorilor noștri din zona Oneștiului. O să intru abrupt în întrebări, pentru că timpul este limitat. Despre platforma din Onești, care desigur în ultimii ani are nevoie de intervenția factorilor de decizie. Știu că recent domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Ivancea, a fost prezent acolo. Am văzut că domnul președinte cunoaște foarte bine realitatea din Onești și aș vrea să știu care este strategia Partidului Social Democrat în ceea ce privește relansarea acestei platforme oneștene. Bun, faptul că aveți multe întrebări și eu mi-am propus să fiu cât mai succint și vă dați seama să detaliez o strategie, mi-a luat mult timp. Și poate strategie e mult spus, dar noi trebuie să avem impulsurile, să avem reacțiile corecte și impulsurile corecte la semnalele care vin din zonă. Consiliul Județean nu poate rezolva de unul singur, dar acolo am constatat în anul 2020 și în timpul campaniei electorale că liberalii pe departe propuneau un soi de expropriere acolo dacă nu se fac investiții și atunci noi am venit cu un plan de acțiuni puține și simple care să ajute un context favorabil pentru Onești, în sensul că platforma, pentru fosta platformă de la Onești, inima economică a Oneștiului și chiar și a județului Bacău, că atunci când funcționa toată platforma, Oneștiul, din punct de vedere economic, era chiar peste municipiul Bacău și ducea județul Bacău în top 5 ca și contribuție PIB la nivel național. Acolo, cu ajutorul unor, limpezindu-se situația din punct de vedere juridic, apărând 5 sau 6 investitori care prezintă credibilitate că vor să facă treabă și nu vor să taie fier vechi sau să valorifice din punct, exclusiv din punct de vedere imobiliar acele locații. I-am cunoscut, pe unii cunoșteam, sunt oameni serioși, sunt oameni de afaceri din Onești și nu numai, sunt alții și din România, dar care au dezvoltat afaceri prospere. S-a venit cu o propunere pe care domnul Gelu Panfil, de fapt Gelu Panfil este președintele Consiliului Județean în Onești, din punctul nostru de vedere, el trebuie să fie principala punte de comunicare cu comunitatea oneșteană, Gelu Panfil, vicepreședinte, asta a și fost rostul și noima pentru care
L-am cooptat alături de noi și am și făcut acest anunț în campanie, tandemul Ivan Ceapanfil. Este un avocat, este un om care capătă experiență administrativă de la zi la zi și a venit cu o propunere de reducere a taxelor și impozitelor pentru cei agenții economici de pe acea platformă, cu un proiect de asociere cu municipalitatea din Onești pentru acel drum, dar un drum peste care să nu trântești un strat subțire de asfalt, să-i faci, să-i rezolvi toate problemele toate problemele adunate de-a lungul timpului, el nefiind modernizat practic de pe vremea lui Ceaușescu, și cu o schemă de minimis care să meargă în Parlament cu ajutorul parlamentarilor, tot pentru oamenii de afaceri din Onești. E mult spus strategie, dar avem, v-am creionat două, trei inițiative pe care le-am luat și vrem să le ducem până la capăt, unele foarte repede până la finalul acestui an, altele în următorii 2-3 ani. Depindem puțin și de faptul că în momentul acesta, PSD-ul nefiind un partid de guvernământ, nu putem implementa de la nivel guvernamental aceste soluții, dar altele, prin Consiliul Județean și prin instrumentul parlamentarilor de Bacău, cu siguranță le vom implementa. Iată, poate părea un paradox, dar deși la guvernare există un partid liberal, totuși iată și cetățenii din Onești și o parte a presei din județul Bacău vin tot către dumneavoastră pentru că știu că aveți într-adevăr proiecte serioase în ceea ce privește dezvoltarea economică, deși în mod firesc liberale ar fi trebuit să fie cei care să vină cu măsuri economice și nu numai la Onești. Așadar o să revenim la Bacău să ne spună colegul nostru ce ar dori să întrebe din acest punct de vedere. Bine, noi avem organizații cu scuze de rigoare, da, avem organizații care așa s-a construit în ultimii 6-7 ani, în care există foarte mulți oameni care au câte ceva de spus și în activitatea curentă, dar și din trecut. N-avem fobie de mass media, am avut și avem conferințe de presă în mod periodic, regulat, și în timpul campaniei și în afara campaniei. În principiu n-am fugit de luminile mass medii și când spun asta o spun pentru că cunosc echipa și de parlamentari, și de consilieri județeni, și de primari, și de vicepreședinți și în principiu avem deschiderea de a comunica și de a spune ce vrem să facem. Nu suntem într-adevăr un partid de guvernământ la nivel național, dar aici în județul Bacău suntem la Consiliul Județean și trebuie să explicăm unde putem face de ce facem și unde nu putem face de ce nu putem face. Dar repet, cred că avem organizația cu cel mai mare apetit de comunicare cu mass media și cu cetățenii. De fapt, ăsta este și scopul nostru, a celor din mass media, de a da posibilitatea fiecărui reprezentant al fiecărei formațiuni politice să vină aici, în studioul Euro TV și în colaborare cu Exclusiv TV, pentru că cetățenii trebuie foarte bine informați și trebuie să le prezentăm toate părțile implicate, să spunem, în acest proces de guvernare, fie locală, fie națională. Domnule președinte, v-am ascultat cu mare atenție. Referitor la datele pe care dumneavoastră le-ați prezentat vis-a-vis de platforma de la Borzești, eu aș vrea să trec frontal la un alt subiect pe care văd că politicienii îl îmbracă frumos la fiecare campanie electorală, dar noi băcăoanii, noi moldovenii suferim și suntem văduviți de dezvoltarea, boom-ul ăla economic. Este vorba despre autostrăzi, arterele prin care sângele economiei circulă. Avem un program național de redresare și reziliență. Văd că se prezintă în foarte multe feluri. Autostrăzile. Avem un A13, care avem o companie, Search Corporation, care execută studiul de fezabilitate, proiectarea. De altă parte, avem o lege votată în Parlament, o lege care practic nu o bagă nimeni în seamă, este Autostrada Unirii. Avem discuții aprinse după aia despre Autostrada 8. Domnule președinte, Moldova are nevoie de autostradă, Moldova are nevoie de dezvoltare. Care este viziunea dumneavoastră, a colegilor dumneavoastră? Pentru că fiecare încearcă să-și tragă pe târta lui. Practic s-a ajuns în situația paradoxală când fiecare ministru vrea să mute autostrada pe unde trece interesul lui sau al partidului. Da, pe asta a fost principala cauză pentru care Moldova nu este conectată cu vestul la nivel de autostradă. S-a vorbit mult și cu precădere în ultimul an. Și aici
iarăși organizația politică din care fac parte, a adus trena acestei comunicări, să spun așa. Până acum 2-3 ani nu vorbea, foarte puțin au vorbit de Bacău-Brașov. Când a fost domnul Șova la transporturi, am rezolvat și problema Centurii, am făcut primii pași în problema Centurii. Aeroportul s-a terminat și am considerat undeva la finalul anului 2019-2020 să accelerăm, să călcăm pedala pe subiectul acestei autostrăzi, pentru că dincolo de orice strategie mai sofisticată, mai puțin sofisticată, și un copil de la grădiniță știe că pentru a dezvolta Moldova trebuie această conexiune cu vestul. Am avut multe ocazii la multe emisiuni la posturi TV să spun că pe fonduri europene în Moldova din 2017 până astăzi s-au realizat multe lucruri importante. Este regiunea cu cel mai mare grad de absorție pe fonduri europene. Deci știm să primarii, președinții de consilii județene, oameni de afaceri din zona, din regiunea de nord-est știu să atragă fonduri. Dar toate aceste investiții, drumuri comunale, drumuri județene, școli modernizate, dispensare modernizate, alimentări cu apă, canalizări care se fac, nu vor fi puse în valoare și nivelul de trai și puterea de cumpărare a moldovenilor nu va crește atât timp cât nu vor veni și investiții dinspre vest către est. Și această autostradă, toată lumea, că ea pleacă de la ea și ajunge la Târgu Mureș, că pleacă de la Suceava și ajunge la Satu Mare, că este și autostrada Nordului. Noi am venit cu această propunere Iași-Bacău-Onești-Brașov, încercând să unim capitala culturală și tradițională a Moldovei, care este Iașul, cu Bacăul, care din punct de vedere geografic este în inima Moldovei, cu Brașovul, care iarăși din punct de vedere geografic este în inima României. Brașovului la un moment dat nu i-a stă rău nici de capitala României, dacă permiteți să îndrăznesc cu opinie. Este atât de bine situată geografică încât ar fi o bună expresie a faptului că chiar ne dorim ca cele trei provincii să fie unite sub aceleași granițe și să fie unite și în alocările care se fac de la București către regiuni. Pentru că și iată și pe acest PNRR am constatat dezechilibre mari, diferențe mari între sumele alocate pe zona Transilvaniei, pe zona Ardealului și cele alocate pe zona Moldovei sau zona Sudului, zona Țării Românești. Este un PNRR care cu siguranță va fi puternic corectat, corejat de Comisia Europeană. Deja ei se duc acolo, ministrul Fondurilor Europene Ghinea se duce cu o cifră mai mare decât cea care este la dispoziția României. Sigur, în aparență pare ceva nobil să te duci cu o cifră mai mare, dar în esență este un demers hazardat, pentru că oricum Comisia îți va spune din prima, tu ai 30 de miliarde, de ce vii cu... Știți că ei vorbeau de 80 la un moment dat. De fapt, sunt doar 29 și ei se duc acum cu 41 de miliarde de propuneri. În esență, îi va trimite înapoi la cifra de 29 și vedem de unde vor tăia, cum vor tăia. Dar, din punct de vedere a infrastructurii mari de transport, pentru regiunea Moldovei, că vorbim, suntem în județul Bacău, totuși, nu sunt vești bune, sunt prevăzute anumite secțiuni din A8, anumite secțiuni din A7 și un drum care leagă Lepșa de Soveja, dacă Vrancea o considerăm această regiune, este trecut acolo pe lobby politic, un drum județean care leagă Lepșa de Soveja. În rest, Moldova nu are parte de vești bune. Vor mai fi alocări aici, acolo, pe primării, pe care le va decide din pix ministrul fondurilor europene, nu în baza unui punctaj, nu în baza unor criterii. Și sigur că acest lucru nu este măsură să ne liniștească. Și este bun, au existat voci că aceasta 13 nu s-ar preta pentru PNRR. Tocmai dumneavoastră a spus mai înainte că în noiembrie anul viitor ar trebui Search Corporation să predea SF-ul și PTH-ul la pachet, cu tot cu avize de mediu, cu tot ce trebuie. Păi, dacă ne uităm că totuși au trecut metroul de la Cluj. Pe asta vreau să vă întreb. Metroul de la Cluj, care are o perioadă de implementare de 10 ani. Atenție, de 10 ani. De-abia la etapa certificatului de urbanism. Deci, pe de-o parte, încalcă principiul faptului că în 2026 trebuie terminate lucrările, august 2026. Iar pe de altă parte, totuși nu pot să clamez că un metrou de la Cluj unește
două regiuni sau trei regiuni, da? Deci principiul coeziunii este călcat în picioare și este și o sfidare la adresa celor care, și sâmbătă am văzut că au fost proteste la Cristești pentru autostrada 8, este o sfidare la adresa Moldovei. Prioritizez un metrou care va traversa Clujul dintr-o parte în alta și care va fi gata peste 10 ani în fața unei autostrăzi care ar trebui să unească două regiuni și să deblocheze niște energii din această regiune a Moldovei care să șteargă eticheta de cea mai săracă regiune a Europei. Deci declarativ, timp de 2-3 ani și USR-ul și PNL-ul au plâns pe umărul Moldovei, pe umărul autostrăzii A8. Și acum, când a fost să se treacă la fapte, au prioritizat acest metrou care are perioada de implementare 10 ani, deci din prima ar trebui să pice de la comisie. Noi de ce am spus că pe PNRR A13 Bacău-Brașov, Bacău-Onești-Brașov, că dacă este acest duplex trebuie să insistăm și pe Onești. De ce? Pentru că totuși 2022 ar trebui predată această documentație conform contractului și atunci, în eventualitatea unui an 2023 în care să parcurge etapele de licitație, îți mai rămân 3 ani la dispoziție, 2024, 2025, 2026. Cu anvergura și valoarea unui antreprenor cum este cel de la centura Bacăului Umbrărescu, în asociere cu alte firme, să traversez de la Bacău până la Brașov 160 de kilometri prin cel mai ușor punct, pasul Uituz, pasul Moghioruș, cum știm cu toții și cei mai bătrâni. Nu este un vis hazardat, este mult mai palpabil și mult mai corect decât acei 10 ani de la metrou de la Cluj. Dar mai sunt și alte proiecte care sunt în PNRR, care n-au perioadă de implementare de până în 2026, depășesc cu mult 2026. Ele au fost trecute acolo la presiunile unor lideri din zona Ardealului, dar, cum să spun eu, și noi avem politicienii de la PSD Bacău, avem și noi posibilitățile de exprimare și de a influența o decizie extrem de limitate. Asta este. Dar îmi vine greu de demonstrat. La nivel parlamentar, singura veste bună pentru noi este că suntem... Aveți un grup puternic, am văzut că... Suntem cel mai numeros grup, dar... Da. Nu este un consens nici măcar la nivel de Moldova. Și asta a fost, repet, a fost principalul levier folosit împotriva Moldovei. Faptul că, repet, Botoșani și Suceava și-au dorit o autostradă care se lege Satul Mare, Autostrada Nordului, și își doresc în continuare. Faptul că Iașu și Neamțul, oarecum, vorbesc doar de Iași, Târgu Mureș și resping celelalte variante. Noi, dacă ne-am particularizat prin ceva și vechiul grup parlamentar PSD Bacău și actualul grup parlamentar și ne-am desprins de ceilalți competitori politici sau celelalte grupuri parlamentare, căzi de la PSD, PNL sau alte partide din zona Moldovei, am spus, domnule, noi nu susținem decât o singură variantă. Exclusiv o singură variantă. Eu nu agrez genul de declarații pe care îl făceau foști parlamentari de Bacău, de la PNL sau de la ALDE, care spuneau, domnule, le susțin pe toate trei, numai să se facă una. Asta e genul de declarație apă de ploaie, care nu ajută nimănui. Susținerile trebuie tranșante, trebuie asumate și noi am făcut-o de o manieră exclusivă. Vă amintesc că ne-am și abținut la votul pe legea autostrăzii Unirii. S-a demonstrat că a fost un gest de festivism care avea bătaie pentru anul electoral 2019. S-a promulgat legea, s-a făcut o mare petrecere la Iași, dar o autostradă nu are nevoie de lege ca să se realizeze, că nu s-au realizat în celelalte bucăți, tronsoane de autostradă din Ardeal sau autostrada Soarelui, nu s-au realizat având la bază o lege. Ele au avut nevoie de un constructor bun și de finanțare. De asta aveau nevoie. Și au avut nevoie și au avut parte de el. Nu de lege. Aia a fost o invenție patentată la Cotroceni, susținută de toți într-un mod absolut lamentabil, inclusiv parlamentari de Bacău. Și iată că n-am înaintat cu aproape nimic în 2 ani și jumătate. Ne-am trezit cu acest plan național de rezistare și reziliență care a apărut ca urmare a acestei nenorociri pandemice din 2020. Unele state vor avea teme, să știți că toate țările Uniunii Europene sunt puțin luate prin surprindere și sigur că nici celor mai performante nu le va fi ușor să pună pe masă proiecte mature cu grad de implementare până în 2026 și să corespundă exigențelor Uniunii Europene.
dar cu siguranță pe noi românii și având în vedere ce s-a întâmplat în anul 2020, pentru că de el se vorbește, de acest plan, din aprilie, mai anul trecut. Și noi de atunci și până astăzi, ca urmare a glorioasei guvernării Orban PNL, care a mers, inițial a mai mers cu acest plan de redresare și au fost trimiși acasă cu el, am pierdut un an și sigur că acum avem dificultăți în a construi, ceva care să se plieze cât mai bine pe cerințe, pentru că eu cred că până și asta am și înțeles din vizita pe care am avut-o la Bruxelles acum 3 săptămâni la doamna comisar Adina Vălean, comisarul pe transportul, asta am înțeles că totuși vor fi grile și filtre foarte exigente pe proiecte, indiferent ce țară va fi. Sigur, unele vor fi mai pregătite, altele mai puțin pregătite. Eu nu cred că filtrele sunt aceleași pentru toate țările. Asta iarăși e o veste proastă pentru noi. S-a mai văzut acest lucru. Nu cred că un proiect din Franța sau din Croația sau chiar din Polonia este la fel de bine despicat și diseminat ca unul din România. Eu cred că vom fi foarte serios scoși la tablă pe tot ceea ce vrem să facem și trebuie să Ministerul Fondurilor Europene și actuala guvernare trebuie să aibă temele bine puse la punct. Din punctul meu de vedere, n-au făcut acest lucru nici anul precedent, nici aceste 2-3 luni de așa zisă dezbatere. Ei doar au bifat niște etape care trebuiau parcurse. N-a fost o dezbatere reală și cu siguranță nu au fost țintite și nu au fost trecute pe hârtie toate proiectele mature. Sunt convins că sunt și anumite proiecte care se vor încheia până în 2026 și vor trage banii, dar îndrăznesc să cred că vom fi, de acum fac un pronostic, e adevărat defetist și extrem de pesimist, că vom fi lingura de lemn, coda și absorpției și implementării pe Planul Național de Redresare și Reziliență. Suntem în 2021, 5 ani cred că mai trăim cu toții dacă avem grijă mai mult decât am avut de noi, din punct de vedere a sănătății, și eu cred că vom putea face această evaluare. De acum spun și rămâne pe bandă, vom fi codași, și nu că vom fi codași, că știți cum e, poți să fii codași cu 90% dacă ceilalți funcționează. Eu cred că vom fi codași și la mare diferență de următorul stat din fața noastră, la mare diferență în procente, în sumele pe care le vom implementa. Este desigur important pentru noi și un avantaj al nostru că dumneavoastră puteți vedea situația din în ceea ce privește interesele județului Bacău și din poziția de europarlamentar. Este un avantaj pentru noi că putem dezbate puțin la chestiune, dar în esență foarte multe nu putem modifica prin prezența mea, ci doar putem să spunem lucrurile pe nume și să nu ne creăm niște iluzii deșarte. Să ne creăm așteptările așa cum trebuie. Și eu repet, sigur că nimănui nu-i place pesimismul, defetismul, dar prefer să fiu ceva mai realist și să anticipez o stare de lucruri ce va exista în următorii 2-3-4 ani în România, cu scoring foarte clar în 2026, cu final foarte clar în 2026, și măcar să rămână lucrurile. Acum să fiu entuziasmat că în campania electorală liberalii vorbeau de 80 de miliarde și de fapt ele 80, nu sunt 80, sunt 29 și se duc cu 41 și se vor întoarce tot cu 29. Nu pot să fiu entuziasmat, că n-am de ce. Trebuie doar să constatăm că una, deci de fapt a spus-o și Cățu, că l-au întrebat de programul de guvernare și a spus, doamne, programul din campanie sau programul de guvernare cu care a mers în Parlament? Adică, na, pentru ce au vorbit în aceeași lună, în decembrie 2020, nu mai era valabil la finalul aceleiași luni, decembrie 2020, nu mai era valabil. Uitați-vă ce vorbiseră în campanie. Și, sigur, eu nu vreau să odată veștile pentru Moldova sunt extrem de proaste pe PNRR. Asta este o certitudine. Cine e cât de cât cunoscător și ia și parcurge acele proiecte, n-are cum să nu constate o diferență vizibil, un contrast vizibil între alocările pe Ardeal și alocările pe Moldova, dar chiar și acele proiecte din Ardeal vor avea probleme serioase în implementare. Frustrarea pentru noi, pentru județul Bacău principală și pentru zona Moldovei, este că un proiect, hai să nu spun matur 100%, dar cu șanse mari să fie matur acest A13 Bacău-Brașov, n-a fost trecut, nici n-a fost băgat în seamă, nici nu există pe buzele
politicienilor de la București sau politicienilor de la guvernare din județul Bacău sau din zona Moldovei. Ei invocă fel de fel de alte surse alternative, exercițiul 2021-2027, dar acolo sumele sunt insuficiente pentru Bacău-Brașov și mai sunt și alte proiecte care n-au încăput aici. Fiecare vorbește cam ce vrea, am văzut eu, și actual și foști politicieni. Mie nu-mi poate nimeni explica de ce Bacău-Brașov ca maturitate este sub metroul de la Cluj. Nu-mi poate. Și eu aici aș reduce discuția ca să înțeleagă și binevoitorii și răuvoitorii și mai pregătiți și mai puțin pregătiți. Prins metroul de la Cluj, care e cu certificat de urbanism, acum doar cu certificat de urbanism și despre care Boc spune că are 10 ani de implementare, dar nu e în calcul nici măcar la nivel de discuție acest A13 Bacău-Brașov. Ba mai mult, ministrul transporturilor USR Drulă, eroul de la metrou, nu? Fundamentează o autostradă Timișoara-Moravița. Eu am înțeles că noi totuși trebuie să legăm provinciile din România. Nu, nu să ne unim, n-am auzit până acum de o prioritate, dar fiind ministrul din Timișoara, are aroganța, își permite aroganța și luxul de a vorbi de Timișoara-Moravița fără să fie de nimeni contestat, de exemplu, de la București sau din zona Moldovei. Repet, acest Bacău-Brașov nu este pe buzele nimănui și cred că era o bună oportunitate să fie prins pe acest PNRR. Vom vedea că nu e târziu, nici noiembrie 2022, mai e un an și jumătate, dacă vor preda documentația la timp, vom vedea atunci ce finanțare va identifica statul român, că-i Drulă, ministru, că-i altcineva de la PNL, să vedem dacă sursa pe care o indică acum și dânsii și alții, exercițiul financiar 2021-2027, va fi îndestulătoare pentru acest Bacău-Brașov. Așa cum vă știu eu ambițios în proiectele dumneavoastră și nu numai, împreună cu colegii din partid, eu sunt convins că, având în vedere faptul că A13 este deja pe buzele multor oameni și e deja un subiect arhicunoscut și cred că viziunea dumneavoastră până la urmă va da rezultate. Sigur că acum e o perioadă mai dificilă, având în vedere contextul politic, în primul rând, care e clar împotriva acestea. Dumneavoastră aveți o vorbă, multe interese se opresc undeva la curbura Carpaților. Da. Este evident acest lucru și trebuie subliniat că jocul politic este cel care frânează finalizarea acestui proiect, care este, sigur, prioritar și chiar cel mai rentabil cu varianta cealaltă pe partea Târgu Mureș. Ei, revenind la viziunea dumneavoastră, pentru că analizând un pic activitatea din ultimii ani și aveți o activitate destul de bogată în acest sens, ați avut viziune și în ceea ce privește starea sănătății oamenilor, unitatea de primire urgență, UPU Bacău, acele etaje la care dumneavoastră ați insistat acum un an deja din timp, făcând legătura cu ce s-a întâmplat la Foișor în aceste zile, și trebuie discutate lucrurile astea, făcând legătura că județul Bacău s-a remarcat prin acea manifestație a câtorva oameni care nu știu să respecte pe cei care ne îngrijesc, cei care au grijă de sănătatea noastră. Ați avut o poziție oficială foarte clară, dar vreau să ajung la chestiunea asta, dacă și cei de la guvernare ar fi avut viziune în situația spitalului de Foișor, nu s-ar fi întâmplat, adică lucrurile ar fi trebuit făcute altfel. Considerați că ritmul ăsta în care lucrează ei de azi pe mâine este dăunător? Cum ați fi făcut dumneavoastră, care e viziunea dumneavoastră aplicată chiar cu fapte concrete aici la Bacău? Înainte de a-mi răspunde, domnul președinte, aș vrea să spun că a avut viziune chiar în... Este un an de când la Bacău, în baza Letea, guvernul a investit 3 milioane de euro într-un spital modular de campanie, probabil o viziune menită să aducă băcăoanilor mai multă liniște și siguranță sanitară. Domnule președinte, vis-a-vis de ce a spus colegul meu, de ceea ce se întâmplă la spitalul Foișor și a oripilat o țară întreagă și de spitalul nostru modular din Bazaletea, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte, pentru că sunt niște lucruri care practic pe noi ne lasă cu gura căscată. Avem spitale care nu funcționează, dar în același timp evacuăm noaptea ca hoții bolnavi. Dacă, și aș vrea, îmi permit o simplă comparație, în intervalul orar 22:05, poliția nu poate rupe ușa unui infractor pentru a pune în aplicare un mandat
pentru că infractorul are niște drepturi, dar noaptea se pot evacua la 2-3 grade bolnavi din spital, pentru că așa a decis un ministru al sănătății și un subsecretar de stat din Ministerul de Interne. Cum vedeți, ca om, ca politician, ca, nu știu, păi, părinte, tată, fiu, cum vedeți ceea ce s-a întâmplat la Foișori vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la Bacău cu acest spital modular de cap? Eu am să văd, iarăși trebuie să fac apel la trecutul recent, la istoria recentă. Trebuie să vedem în context, și în contextul național și în contextul local. Amintiți-vă luna martie 2020. Pe 9 martie, liberalii și anunțau candidații la locale. Deja pandemia începuse, ea a fost declarată oficial pe 15 martie, dar pandemia începuse finalul lunii februarie în Italia, numai în România nu, era o simplă răceală, dacă vă amintiți, de la pupitul prezidențial. Ei își lansau încă pe 8 martie încă împărțeau flori pe stradă, iar pe 9 martie își lansau candidații la locare, iar pe 12-13 martie era șarada aia cu să-și dea demisia, forțau anticipatele. Știți, când cu Cîțu și Orban. Când, practic, datorită faptului că Chițac i-a îmbolnăvit pe toți liberalii, PSD-ul a trebuit să asigure și vorum și vot. Când a fugit Cîțu din Parlament. Când a fugit Cîțu din Parlament, da, și s-a votat de guvernul Orban II, deși Orban își dăduse demisia. Ei aveau total alte priorități. Erau priorități. Lucru care, atenție, deci, și închid această paranteză, aveau alegerile anticipate februarie-martie în agenda, iar în ianuarie anul acesta vine ministrul actual, ministrul Sănătății Voiculescu, și spune că voi liberalii de la nivelul Ministerului Sănătății ați măsluit în permanență cifrele pentru că trebuia să organizați alegeri. Deci, cum să spun, ceea ce noi vorbeam în martie 2020 a fost confirmat de cineva de la USR Plus despre ceea ce își doreau cei de la PNL, deci raportarea lor la pandemie a fost una ca la o simplă răceală, n-au luat, deși probabil că au avut informații și trebuiau să aibă informații în acest sens, că nu e un lucru simplu, nu sunt gripele cu care am fost noi învățați de-a lungul timpului, dar ei o țineau în continuare cu alegerile anticipate și au ținut-o mult până prin aprilie-mai. Deci aceasta a fost. De aici pleacă până la urmă. Aici trebuie să găsim prima dată răspunsul. S-au raportat la pandemie ca la o simplă răceală. Și-au demonstrat, au forțat alegerile cu toate riscurile și a venit Voiculescu la sfârșit și le-a zis că pentru asta au măsluit cifre. Bun. După aceea au trecut la planul 2. Bun, suntem în pandemie, suntem la guvernare, facem alegeri locale cât mai repede, ia să vedem ce facem, cum profităm din această pandemie. Și a venit acest spital modular care este acum și care sper ca totuși viceprimarul Miroșanu, în calitate de fost prefect, să aibă bunul simț să treagă, să recurgă la măsuri prin care să fie evacuat de pe terenul de la Retea, că tot nu folosește la nimic, ține blocat un teren de sport unde ar putea să joace echipele Bacăului, copiii Bacăului, nu știu, mă pricep aici. Au anunțat un spital modular de pe pagina de Facebook APNL Bacău pe 10 aprilie, în urmă cu aproape o săptămână, 2020, au anunțat un spital modular care n-a fost pus în funcție nici astăzi, n-a fost recepționat, i-am spus și lui Miroșanu Jutătaru când s-a inaugurat etajele 45 la spitalul municipal, că domnule, ați adus acest spital modular, nu a fost recepționat de ISU. Nu, că e o minciună, că eu n-am venit aici să fac politică, spunea Tătaru, dar el avea sigla cu PNL-ul în piept și eu aveam o simplă cămașă. Dar pentru el nu era o știre că IGSU nu recepționa acel spital. Cum ne-am raportat noi la această pandemie și colegii mei și foști și actuali sunt martori. Pe 13 martie, vă rog să rețineți, 13 martie seara, vineri, pe 12 martie părăsisem Bruxelles și na, mai citim, ne mai informăm, mai discutăm. Mi-am dat seama că treaba e puțin mai complicată. Și pe 13 martie, împreună cu colegii mei și de la Consiliul Județean și parlamentare, am anunțat o inițiativă de a valorifica starea de urgență pe care o solicitasem, apropo, președintele CJ la momentul respectiv, Brașoveanu, și domnul Pravăț i-au solicitat lui Miroșanu stare de alertă și nici n-a vrut să ia în discuție în săptămâna 8-15. Se profila că președintele Iohannis urmează să ia să declare stare de urgență. A făcut-o după 15 martie. Și am zis, dom'le, anticipând o stare de urgență ce va fi instalată în România, haideți să valorificăm acest moment, în sensul că avem o unitate spitalicească ce nu tot ne chinuim să o dăm în folosință
de vreo 6, 7, 8 ani, depinde de unde numeri. Haideți cu fonduri de la primărie, de la CJ, de la guvern, lucrări în stare de urgență, lucrările se încrețează direct, transparent, cu negocierile la vedere. Haideți să dăm în folosință 2 etaje strict pentru lupta cu coronavirusul. În paralel fuseseră și niște solicitări pentru Spitalul Elețcan de la Iași. Bacăul a respins, CJ Bacău a respins finanțarea acolo, pentru că am zis, domnule, noi avem aici un spital în care trebuie să investim și am investit în etajul 45. Ce m-a surprins este că de pe data de 13 martie, de când am lansat public această propunere, și sunt presa vremii, Facebook-ul, ce doriți, sunt martorii noștri, până pe data de, cred că în jurul 1-2 aprilie, și prefectura și primăria Bacău au stat, s-au cotcădăcit, au întors-o pe toate părțile, s-au pierdut vreo 2-3 săptămâni. Până la urmă au acceptat că e o soluție ok, au trecut-o prin CJSU, primăria a trecut-o și ea prin Consiliul Local, finanțarea, s-a trecut la treabă, la procedura de achiziție, care s-a terminat în 5-6 zile, și după care s-a trecut la lucrări. Și lucrările au fost finalizate undeva pe la 5-6 iunie, când a venit și v-a amintit și ministrul Tătaru. Deci, și iată că astăzi niște cetățeni care nici acum nu înțeleg că nu e de joacă cu COVID-ul și au reușit ca într-un an să uite de eroi în halate albe și să-i facă asasin și într-adevăr ne-au adus pe harta televiziunilor în urmă cu 2 săptămâni cu acel protest exagerat și care a depășit toate limitele. Eu nu contest dreptul de a protesta a nimănui, dar chiar în curtea spitalului la oameni, acolo unde oamenii au... Din punctul dumneavoastră de vedere a fost o implicare politică? N-am dovezi în sensul ăsta, n-am elemente, nu. Cred că a fost un protest împins dincolo de limitele bunului simț. Sigur că și eu sunt și medici acolo care muncesc, care din 2 în 2 zile sunt în gardă. Dar faptul ca domnul Miroșanu, domnul Palăr și încă un domn să dea salariu, sunteți în continuare, confirmați această propunere a dumneavoastră, cel puțin retorică, dacă bine, nu. Eu sunt... Adică îi găsiți și vinovați moral în acest sens. Sunt vinovați moral pentru că l-au anunțat și nici acum nu s-au dezis de acea mizerie de la... Sigur, eu i-am pe retină și din perioada martie-septembrie, când de la umbra campaniei locale sau iminența campaniei locale, i-a dedat la fel de fel de gesturi, inclusiv din a, ce vă spuneam mai înainte, a ține 2 săptămâni o bună idee cu etajele 45, a spune că au fost blocați să doneze sânge de mine. Aia a fost un gest care pe mine m-a zguduit și mi-a dat seama că am de-a face cu oameni fără niciun fel de scrupul în numele campaniei electorale și multe, multe altele. Și evident că încerc acum să le reamintesc și dânșilor și cetățenilor. Nu sunt atât de naiv să-mi imaginez că solicitarea mea din partea dânșilor, ea mai mult a venit auzind declarația domnului Palăr, care nu s-a dus la CNA din motive de salariu, s-a dus din motive că a fost implorat de colegii dânsului. Adică o ipocrizie și un patetism care nu, pe mine nu mă pot lăsa indiferent, și de aceea sigur și eu îi mai pișc, pentru că așa trebuie, să-i mai ciupim o leacă, să se mai trezească la realitate, că uneori am senzația că trăiesc în altă lume. De altfel, am văzut că viceprimarul Miroșanu parcă chiar trăiește pe altă lume. Am văzut acum un reportaj la o televiziune națională legat de La România te iubesc, legat de Spitalul Modular, și am înțeles că e o inițiativă lăudabilă. Nu, domnul Miroșanu, vă spun eu, porniți demersurile cât mai repede să eliberați stadionul de la Aletea, că degeaba țineți un cort care nu este confirmat de ISU, pentru care statul român a dat 3 milioane de euro și probabil că într-o bună, eu sunt convins că aici va fi o anchetă care va fi dusă până la capăt și funcționari de la Unifarm sau de statul român vor da socoteală. Dar revenind, deci noi la autostrada 13, în poziția în care suntem astăzi, nu putem face foarte multe lucruri. A făcut domnul Șova, când era ministrul transportului PSD, un studiu de fundamentare pe care nu le-a nimeni în seamă și care arată că e cel mai bun. Astăzi, când suntem în opoziție, parlamentarii au fost la ministrul transportului și au depus un memoriu în acest sens. Eu am fost la comisarul pe transport și am depus un memoriu în acest sens. I-am trimis și ministrului fondurilor europene. Mai sunt și alte partide politice în județul Bacău care sunt la guvernare, PNL, USR Plus, și ar fi trebuit să susțină, dar susțin la modul așa, la modul nesincer, pentru că nu le împachetează cu A7, cu centura,
Dom'le, centura e cam gata. Hai să fim serioși. Da. E finalizată, n-are rost nu, să nu ne mai povestească cei de la USR de centură. A7 sunt anumite tronsoane, da, pe care Drulă le-a anunțat primul că va fi gata Ploiești-Buzău. Ca veste bună pentru Moldova, vă rog să rețineți că Ploiești-Buzău teoretic ar fi un tronson din Moldova. Nu, este un tronson din A7. A7 se va termina, el este pe un drum irreversibil, pus tot în vremea relei guvernări PSD din 2018, ca să zic așa. Dar nu, să nu amestecăm cu subiectul A13. A13, repet, noi la nivel de luptă parlamentară, că suntem în opoziție, noi nu mai suntem în situația în care să luăm decizia, cum e la Unești. La Unești ne-am propus, avem majoritate, ne-am propus acel drum, se va face asocierea cu municipalitatea, se va face și drumul. Scoatem licitație, să dea Dumnezeu să nu fie contestație, un constructor bun și drumul se va face. Pe zona de sănătate, repet, am încercat să vorbim cât mai succint pe o perioadă de vorbim despre un interval de un an, de doar un an, că acum un an a pornit practic pandemia. Și într-adevăr, am avut, poate e mult spus viziune, dar am avut o inițiativă bună care s-a dovedit utilă, unde acolo se tratează în condiții foarte bune, peste nivelul mediu din sănătatea românească, se tratează bolnavii, cei infectați cu ATI și acolo se ajunge în situații limite. Adică avem cazul unui medic, Dumnezeu să-l ierte, care pur și simplu a cedat în lupta cu COVID-ul. Deci lupta cu COVID-ul nu este simplă și ar fi bine să-i mai întrebe pe medicii de acolo cât de grea este această luptă și, repet, etajele 4 și 5 și-au demonstrat din plin. Sumele au fost alocate ok, inițiativa a fost bună și acesta este tipul de inițiativă, îndrăznesc să spun, chiar mai curajoasă, pe care trebuie să aibă politicienii de la orice partid. Acolo noi am investit curaj și încredere și din luna iulie acolo se tratează și astăzi se va mai trata mult timp, pentru că acum un an spuneam că vom fi peste un an vom fi în valul 3, suntem în valul 3, sunt postări în acest sens. Iar în toamna anului trecut, da, în preajma campaniei de la locale, spuneam că peste un an pe vremea asta vom fi în valul 4. Așa că n-ar fi rău. Și CJU a înaintat către primărie o propunere de a merge în parteneriat și pentru etajele de mai jos, 2 și 1, înțeleg că 3 are un profil tehnic, pentru două etaje și pentru amenajarea UPU de jos să fie finalizate. Primăria încă n-a răspuns la acest tip de... Dar eu le spun celor de la primărie și celor care ne-au privit cu neîncredere tot timpul de-a lungul anului 2020 că vom avea și valul 4, pentru că vedeți că e o bătălie a vaccinelor, e o bătălie a sistemelor medicale de a face față, de a vaccina cât mai mult. Până acum doar Israelul și Marea Britanie, care nu sunt europeană, sunt în jurul Uniunii Europene, ca să zic așa, au performat și au atins procente importante și își repornesc economiile, încep să-și deschidă și granițele în anumite condiții și revin încet, încet la viața normală. Dar nu vor permite accesul pe teritoriul lor decât acelor cetățeni ai statelor care până acum au pedalat pe vaccinare și pe vaccinare și pe achiziția de vaccinuri. A fost și acest război comercial pe vaccinul cu AstraZeneca care a îngreuiat operațiunea de vaccinare și așa în România există un pesimism. Mai există și fel de fel de abordări de genul protestelor de la spital care... Dar e clar că încă nu s-au încheiat socotelele COVID-ul și vom mai avea de furcă cu el. Sigur, România e un stat... Eu înțeleg toți cetățenii acestei țări. De ce? Pentru că de un an se comunică mult și prost și necredibil și de către persoane necredibile, care au fost filmate fumând în birou, care nu dau termene precise. N-am avut parte de termene precise, am avut parte de fel de fel de duble măsuri. La Timișoara se carantina, la București nu se carantina. Fel de fel de contradicții între miniștri. Unul spune că începe școala, altul spune că nu începe școala. Și atunci evident că românul, care și așa a fost pus să stea în casă aproape toată vara anului trecut, evident că este reactiv și nu mai are încredere în toți acești comunicatori. Aici statul român este total deficitar în comunicarea cu cetățeanul român și sigur că și această campanie de vaccinare merge foarte greu tocmai s-au mai văzut treceri peste rând. Ministrul Sănătății vine și spune, stai domnule, că au mai fost niște centre de vaccinare paralele. Primul ministru vine și spune, domnule, dă-ți demisia
din motive de onoare, în loc să ia decizii, știți, îi face trimiteri la onoare. Da, da. Din păcate așa este, atunci când cei care sunt îndreptățiți să comunice o fac într-un mod segmentat și total diferit, atunci încrederea oamenilor în informație scade. Da, este trist ceea ce se întâmplă, mai ales acum în plină pandemie, dar pentru faptul că mai sunt foarte puține minute în care putem dezbate probleme care interesează pe cei ce ne urmăresc, cel puțin pe postul de televiziune, aș vrea ca în maxim 10 minute să discutăm despre bugetul județului Bacău. De vineri, județul Bacău are un buget, dar ați reușit să-i supărați pe cei din Alianța PNL-USR, care v-au acuzat de faptul că ați direcționat fondurile doar către UAT-urile în care primarii PSD sunt la cârma comunităților. De aceea vă întreb, de ce i-ați supărat și de ce cei care vă acuză au uitat de practica pe care o critică și care a fost pusă în practică în decembrie 2020 și martie 2021, când prin două alocări bugetare succesive, guvernul Câțu a redirecționat sume mai importante de bani doar către comunitățile cârmuite de ai lor. De ce acest război în permanență în detrimentul oamenilor? Bun, dar eu aici nu vă împărtășesc nici dumneavoastră punct de vedere. Eu am să vă răspund și din experiența de președinte al Consiliului Județean. Nu, greșeala lor nu legitimează o greșeală, o eventuală, o presupusă greșeală de a noastră. Deci dacă ei au greșit acum un an, nu înseamnă că noi trebuie să facem același lucru și fel de și continuăm. Da, bun. Să lămurim. E un unghi de vedere ceea ce a spus dumneavoastră și l-am mai văzut și la alții. Nu, într-adevăr, pe de-o parte, Consiliul Județean Bacău este o instituție care trebuie să echilibreze pe cât posibil fondurile între cele 93 de UAT-uri. Ca atare, nici în ultimii 12 ani de la Consiliul Județean, UAT-urile, municipii și orașe n-au primit alocări la acest tip de repartiție la începutul anului. Au mers către cele 85 de comune din mediul rural. Deci, din capul locului avem un criteriu. Nu către municipii și orașe. Municipii și orașele au alte resurse, alte posibilități și atunci și așa banii sunt puțini, să-i direcționăm către cele 85 de UAT-uri. Și acum începe discuția. Care UAT-uri? Evident că tu nu poți să... Știți, ei îți spun așa, domnule, ce am făcut noi în decembrie 2020 sau prin anexa 703 de la bugetul de stat. De fapt, nici nu vorbesc de ele. Ei acolo au dat, ei acolo... Asta e ipocrizia. Că noi nu spunem că sumele nu sunt mai mari la cei din partea social-democrată decât cei de la... Sunt mai mari, evident sunt mai mari. Dar și așa a fost și acum un an, și așa a fost și acum 2 ani, și acum 3 ani, și acum 4 ani, pentru că am fost majorități în CJ și am avut argumente să spunem de ce facem așa. Dar ei, atacul lor este, sau riposta lor este necredibilă și nesinceră până la urmă. Pentru că uită, anexa 703, unde în tot județul Bacău a primit doar municipiul Bacău niște bani, acolo nu mai era discreționar, iar în decembrie, când am împărțit Orban din fondul de rezervă, ca să se pregătească pentru alegerile în ce stau să vină la PNL în Congres, a dat numai la primarii PNL. Eu n-am ieșit atunci foarte vehement, era o practică, cum să zic eu, pe care au mai lucrat și alții cu ei. Cu alte cuvinte, dumneavoastră, vedeți ca o echilibrare a venit ca o echilibrare, dar de ce vreau să vă spun că e nesincer, în al doilea rând? Păi, nu vă, să se uite puțin la Consiliul Județean Vrancea sau la Consiliul Județean Suceava, la Vrancea cu Grindă, unde e Grindă, sau Toma, nu știu care e președinte, Flutu, da, la Suceava, da? Primarii PSD au primit zero. Deci primarii PSD au primit zero și ei se fac că nu văd acele exemple, știți? E nesinceră reacția lor. Eu înțeleg că e un festival al tonalităților înalte la ei, Bafenechiu, Bafechet, pentru că au alegeri în interiorul PNL. USR-ul au încercat ei să spună ceva cu municipiul Bacău, dar ei neavând primari în celelalte localități, nu prea sunt afectați. Dar probabil și-au amintit de anexa 703 și e greu de explicat că totuși, când împarți bugetul județului către UAT-uri, că e greu de explicat. Eu am avut și țin la aceasta. Dom'le, județul Bacău nu înseamnă numai municipiul Bacău. El acoperă
o populație de aproximativ 28%, dar mai sunt 72% și în restul județului, de la Onești până la Ghimeș sau până la Vulturești sau până la Zemeș sau până la Podul Turcului. Deci există răspuns pentru cât mai mulți, ca să spun așa. Nu puteai să aloci numai la municipiul Bacău. Dar vă repet, această repartiție de fonduri, primul criteriu a fost ca UAT-urile din urban, adică Bacău, Onești, Măinești, Comănești, Dărmănești, Buhuș, Târgu Ocna, unde sunt și primari PSD, Buhuș și Târgu Ocna, da? Și Slănim Moldova, fiind mediu urban, alocare zero, pentru că au alte posibilități, restul de 85 de localități, acele alocări pe care le-ați văzut. Consiliul Județean, deși putea să-și oprească toți banii de la drumuri, de exemplu, nu și-a oprit niciun leu. Toți banii au fost dați către toate UAT-urile, fie că sunt PSD, fie că sunt PNL. E adevărat, în niște diferențe vizibile. Eu nu pot să neg realitatea. Sunt niște diferențe vizibile cu ochiul liber. Dar ele trebuie privite în tot contextul. Ei își amintesc pe sărite când le convine și dacă au alegeri în interiorul partidului. Asta este adevărul, știu și ei că este așa. Vedem ce mai urmează, sigur, mai urmează bugetul propriu al Consiliului Județean și acum vine vestea bună și pentru cele UAT-urile din mediul urban. În sensul că Consiliul Județean n-a fost refractar. Prima asociere cu Măinești, primul model de asociere cu un UAT din mediul urban a fost cu Măinești în 2010 sau 2011. L-am patentat, l-am pornit, l-am repetat după aceea de-a lungul anilor și cu Onești. Eu am mai avut pe modernizări de la spital la anumite secții și vor mai fi. Iată, cu Oneștiu este acum. Păi ce să-i... dacă întrebi comunitatea oneșteană, vreți să facem acel drum care deservește un parc industrial în devenire, că asta este fosta platformă. Nu mai e legătura către Gura Văi da. Și așa mai vreți departe. 200 de milioane, deci practic 5 milioane de euro, 4-5 milioane de euro, funcție de ce va ieși în licitație, sau 100 de mii de euro la... Evident că CJU are rolul de balanță, de echilibru, atât de cât poate, că da. E farmacie și e complicat. Și atunci se vor face aceste asocieri cu municipiul Bacău, municipiul Onești. Cu municipiul Măinești se vor face asocieri cu Buhuș, cu Târgu Ocna, astfel încât să Consiliul Județean se implice și în aceste comunități. În cer scuze, sunt foarte multe probleme dezbătute. E bine că am lămurit acest aspect al bugetului adoptat vineri în Consiliul Județean. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție pentru telespectatorii de pe EuroTV. Emisiunea va continua pe Facebook, dar înainte de a pune punct emisiunii pe TV, aș vrea să-l rog pe invitatul nostru, Dragoș Benea, să transmită un mesaj către băcăuani, scurt, într-un minut, dacă puteți să le transmiteți ceva băcăuanilor. Păi, mai ales că vin sărbătorile pascale. Da, bun. Da. Mă bucur în primul rând pentru băcăuani că anul acesta pare să că de Paștele Ortodox vor putea merge la biserici. Știu că județul Bacău și Comunitatea Catolică și Comunitatea Ortodoxă au această dorință de a merge în momentele importante din viața lor la biserică. Eu le doresc ce le-am dorit și anul trecut, să fie pozitiv în gândire și negativ în texte, dar în teste, dar updatez această dorință cu să fie pozitiv în gândire în continuare și să aibă cât mai mulți anticorpi. Că sunt anticorpi generați de trecerea prin COVID, că sunt anticorpi generați de vaccin, să aibă anticorpi, pentru că e clar că viitorii ani, având în vedere și aceste tulpini, totul va fi despre imunitatea fiecăruia și imunitatea fiecăruia ține și cont și de aceste anticorpi, ține cont și de vaccin, dar ține cont și de starea pozitivă. Pentru că dacă toată ziua este ocup cu semănat numai răutate, numai vânt, asta generează energie negativă. Deci va trebui să fim pozitivi în gândire, astfel încât să încercăm să traversăm această încercare din viața noastră, ce, repet, nu se va sfârși curând și provocările din zona sănătății vor fi tot mai mari de la an la an. Domnule președinte, noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați participat la emisiunea pe TV la noi, la EuroTV. Mulțumim. Vă dau un exemplu, ați văzut vreodată, vedeți, toate parcurile sunt pline acum, că vorbim de Onești, de Bacău, vedeți ce apetit este din partea oamenilor pentru a ieși către, de a se întoarce către natură? Nu l-ați sesiz, n-a existat această dorință de a se întoarce către natură până în 2019. Într-un fel sau altul, păstrăm proporțiile la fiecare, acest
COVID ne-a băgat pe fiecare într-o zonă de introspecție în care fiecare își reface prioritățile și, sigur, asta este, dacă putem spune, partea da, poate că paharului. Ne-a făcut să apreciem mai mult ceea ce lucruri pe care am apreciat când le aveam. Da. Vă mulțumesc încă o dată, îi mulțumesc colegului și partenerului Eugen Ungureanu. Pune în punct ediției Dialogul pe scara Richter pe EuroTV. Aveți grijă de dumneavoastră până la următoarea întâlnire. Pentru cei care vor să mai urmărească aceste dezbateri, o pot face pe pagina oficială de Facebook EuroTV Bacău Oficial și Exclusiv TV. Pentru telespectatorii EuroTV, o seară bună. Dezbaterea, emisiunea continuă, nu vrem să vă reținem prea mult. Dacă mai sunt probleme, cei care ne urmăresc pe Facebook pot să o facă în continuare. Înainte de a-i da colegului Eugen Ungureanu posibilitatea să mai lanseze o întrebare către invitatul nostru, aș vrea doar atâta. Am urmărit dezbaterea cu mare atenție și n-aș vrea ca noi moldovenii să fim asemeni fetiței cu chibriturile, să stăm pe marginea unui câmp prăfuit pe care ne-l închipuiam autostradă și să ne uităm la o gură de metrou din municipiul Cluj. E trist, nu? Da, stimate sigur, coleg, dacă în ediția de pe televiziune am început cu Oneștiu, iată, ajungem și la Bacău cu întrebările noastre de la Exclusiv TV. Bacău, sub guvernare USR, orașul, municipiul Bacău, a fost o problemă de-a lungul anilor apa. Și cred că e un subiect care interesează pe mulți băcăuani. Mă gândesc dacă nu cumva vom avea aceleași probleme, pentru că dumneavoastră puteți face o analiză a ceea ce se întâmplă în Bacău. Vorbim și despre oameni, vorbim și despre sănătate. Iată că toate sau majoritatea lucrurilor duc către sănătatea băcăuanilor. Cum vedeți dumneavoastră, dacă la Onești noi am rezolvat acolo în proporție destul de mare cu apa, prin aducerea Raja Constanța la Onești, aici la Bacău, cum stau lucrurile? Pentru că va veni vara și tare mi-e teamă că iar o să fie pe căldură oamenii cu gălețile pe undeva. Cum vedeți dumneavoastră, ce lucruri ar trebui făcute? În momentul acesta, sigur, ar trebui să înceteze, în primul rând, interese meschine de grup pe acest, și o spun respicat și poate în premieră, interese meschine de grup pe acest proiect pentru la care s-au muncit aproape 4 ani, pe programul operațional de infrastructură mare pe apă canal, prin care județul Bacău a semnat o aplicație de finanțare de 470 milioane de euro, cu investiții în municipiul Bacău de 60-70 milioane de euro, schimbarea unor rețele principale secundare care generează pierderi în sistem, cu rezolvarea acestei probleme de la Stejarul până în Bacău, conductă definitiv, ca să nu mai fie problemele care au fost când ploua mai tare și o lua la vale terenul în zona Stejarul, cu această rezervă de apă care sperăm să se recepționeze cât mai repede și cu demanganizarea, investiția făcută de Consiliul Județean în ajutorul CRAB-ului, bani pe care i-a dat, i-a împrumutat practic Consiliul Județean companiei de apă, urmând să-i recupereze pe fonduri europene. Deci s-a muncit la această aplicație, ați văzut în decembrie s-a semnat 470 de milioane de euro, dar implementarea nu este simplă. Și sigur că nu fac apel la cetățeni, că cetățenii așteaptă să se termine cât mai repede, dar e un proiect care... Cam cât e? Până în 30% stadiu în momentul ăsta? La ce? La implementarea acestui proiect? La demanganizare se merge bine, nu vor fi întârzieri de grafic, asta este... Sigur că ne-am dorit să se termine, cât să finalizeze cât mai repede, dar cea mai realistă dorință pe care trebuie să aibă un ordonator de credit este să nu se iasă din graficul licitat. Sunt investiții în județul Bacău care au început, se preconizau a fi finalizate într-un an și nu se termină nici în 2 ani. La demanganizare nu este cazul. Cred că până la finalul acestui an vor fi finalizate lucrările. Lucrările la demanganizare, pe înțelesul tuturor, sunt partea investiției privind rezerva de apă și sigur că în cazul în care se mai rupe conducta sau se mai întâmplă alte evenimente nefericite, atunci nu vor mai fi probleme cu livrarea, cu programul APE pe o perioadă de interval rezonabil. În rest, repet, acest
acest spațiu de 70 de milioane de euro din care încă nu s-au, abia dacă au pornit două, trei licitații la care nu prea se, nu există un apetit semnificativ din a se prezenta firme serioase, e un proiect ambițios și care nu se va finaliza mai devreme de 4, 5, 6 ani. El se adresează și foarte multe ori și, deci în afară de municipiul Bacău, și la 42 de UAT-uri din județul Bacău, nu le mai înșir aici. Dar capacitatea companiei de apă este de a organiza aceste licitații, de a da soluția care să nu fie infirmată de, de instanță la contestație, de a analiza vrafuri de documentații, pentru că la acest tip de lucrări vin consorții de firme, nu vin firme micuțe, vin consorții de firme și fiecare își apără foarte bine interesul cu armate de avocați. Deci procedura de parcurgerea procedurii de achiziție publică nu este una simplă, iar capacitatea CRAB-ului este una, îndrăznesc să spun, chiar limitată, dar subdimensionată. Și aici vor fi probleme, în sensul că avem asigurată finanțarea europeană, dar nu reușești să ieși la liman repede cu ele și să ai niște constructori foarte buni. E prematur să spun cum va evolua acest program. Cert este că Consiliul Județean, conducerea Consiliului Județean și conducerea CRAB sunt focusate pe acest proiect. Alții nu sunt focusați, din cei care ar trebui să fie Primăria Bacău, au cu totul și cu totul alte priorități. Mai sunt și alte, repet, grupuri politice, să spun, grupuri meschine, care vizează cu totul și cu totul altceva din implementarea acestui proiect și mă opresc aici doar informându-i că știu și ce vorbesc și ce își propun. Noi aici o să vedeți mai multe clinciuri pe subiectul CRAB-ului. N-am muncit la 4 ani la acest proiect ca să îi lăsăm pe alții să-l distrugă și să obțină cu totul și cu totul altceva în zona foloaselor necuvenite din implementarea acestui proiect. Acest proiect, că se va implementa mai repede, că se va implementa mai greu, repet, nu implementa, derularea lucrărilor, derularea investițiilor nu va fi simplă, va fi destul de greoaie și ține cont de foarte mulți factori. Mă declar mai pesimist, ca să spun așa, dar să știți că din cele 6 companii de apă de la nivelul regiunii de nord-est au mai semnat ca Bacău, Iașu și Suceava, după noi, Iașu având o companie Apa Vital destul de bine consolidată și compania de apă Bacău este prima companie, singura din regiunea nord-est, care în momentul acesta implementează fonduri europene. Deci, efectiv, cheltuie fonduri europene din această aplicație prin investiția de la demanganizare. Avem primele sume decontate. Sigur, în esență, nu e mare lucru, mai e mult până departe, dar e o companie care și așa, comparativ cu Raja sau cu Apa Vital, este la în lumină, pentru că cine vechi manageri, ultimii 2-3 manageri, n-au avut grijă de ca această companie să devină una performantă și competitivă și pregătită să facă față unei asemenea provocări. Încercăm să dregem busuiocul din mers și să facem vreau să fiu foarte explicit, dintr-o mărțoagă pusă pe perfuzii, o mărțoagă care măcar să nu mai aibă perfuzii. Compania de apă, băcăoanii o știu, salariații de acolo, unii salariați, în special sindicatul de acolo, nu realizează că această companie este practic pe perfuzii. Trebuie să înțeleagă că cel puțin la nivel de Consiliul Județean, de conducerea DIP, de conducere CRAB, există dorința de a o reporni și a o face companie competitivă unde oamenii să muncească și să fie plătiți cu salarii pe care le merită. Domnule președinte, și acum spre final o întrebare. Chiar vreau să nu trec foarte ușor peste această întâlnire cu dumneavoastră. În trecut, Partidul Social Democrat a făcut niște greșeli în guvernarea țării. Greșeli pentru care dumneavoastră, formațiunea dumneavoastră, la alegerile ce au avut loc, a cam decontat. Aici, la Bacău, în schimb, ați reușit, deși la nivel național imaginea nu era tocmai cea fericită, să preîmprospătați echipa, salvând astfel practic parte din imaginea greșită pe care alegătorii și-au făcut-o la adresa partidului nostru. Ați promovat în primul rând nume noi, oameni profesioniști dedicați care nu au fost înregimentați politic.
Mă gândeam la echipa de parlamentari ai Partidului Social Democrat, 50% din echipă este practic formată de nume noi, oameni cu profesii dedicate. Mă refer aici la cele trei femei parlamentari care au dat o notă de rigoare și de prospețime formațiunii dumneavoastră, doamna Purcărin, doamna Cătăuță și doamna Breahnă Părabăț, ca lider al organizației, cum le evaluați activitatea în Parlament a acestor trei doamne care ne reprezintă? Cel puțin nouă, vedeți că am răspunsul, cel puțin nouă nu ne-au înșelat cu nimic așteptările. Sunt, ar trebui sigur la fiecare o discuție. Doamna Purcărin, experiență politică zero și la momentul intrării și chiar și acum. Experiența politică este la nivel minim. Dar ceea ce face acolo zi de zi în lupta cu COVID-ul la ATI este absolut remarcabil și poate că această ieșire din umbra dânsei în luminile rampei politice poate este un semnal și pentru alte partide pentru a atrage oameni de valoare. Și a asumat niște riscuri, a și fost atacată în mod subiectiv, în mod greșit, în mod total incorrect, doar pentru că a făcut pasul în politică, rabdă cu stoicism și merge înainte, apără interesele sănătății Băcovanei și a Spitalului Județean de Urgență. Știu că a fost implicată și în susținerea investițiilor Spitalului Județean și la Ministerul Sănătății și la Consiliul Județean Bacău. De fapt, noi am avut doar 6 amendamente ca grup parlamentar la bugetul național, toate au fost respinse, n-au fost votate nici măcar de ceilalți parlamentari de la PNL și ce PNL sau USR, ce vizau ele? Vizau sănătatea și mediul, la Cumănești să rezolvăm cu stația de epurare, iar celelalte 5 vizau blocul operator, vizau radioterapia, vizau doar obiective de investiții. Deci a intrat în această misiune necunoscută, total necunoscută pentru dânsa, din dorința de a proteja interesele sănătății și pacientului Băcăuan și până la acest moment face extrem de puțină politică și mai multă administrație și muncă în Parlament, în Senatul României. Cristina Pravăț este un produs al Partidului Social Democrat JetBeJet, are practic de la tineret, face politică de 20 de ani, a făcut cinste și la OCPI, acolo unde ne-a făcut cinste, ne-a reprezentat cu cinste la OCPI, adică a fost un om care a încercat să deblocheze acea instituție care se birocratizase și ea în rău, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, un om receptiv cu toți primarii, foarte implicat în multe proiecte și din municipiul Bacău și în munca legislativă din Senat, este o certitudine clară pentru viitor a Partidului Social Democrat. La doamna Purcărin, ce nu pot spune că este o certitudine clară, pentru că e posibil la un moment dat, dacă atacurile acestea incorrecte se vor înteți, să cedeze unei cariere mixte politico-medicale în favoarea totalmente cele medicale. De asta n-am spus că e o certitudine pentru viitor. Ana Cătăuță, la fel ca și Cristina Pravăț, poate chiar mai mult cunoaște foarte bine partidul pentru că a fost mâna dreaptă a președintului Mircea Joană, vine de la Banca Mondială, n-a venit de la Banca Mondială doar ca să fie un simplu deputat, cred că aspirațiile sunt mai înalte și până acum s-a implicat foarte activ în susținerea acestor proiecte, a mers, merge în fiecare săptămână la Ministerul Transporturilor, e activă pe tot ceea ce îi solicităm, e un parlamentar bun de Bacău, toate trei sunt femei, proaspete în politică și nu ne-au înșelat așteptările cu nimic și nu s-au dezis cu nimic de ce au vorbit. Și cred că au fost niște inputuri binevenite și la timp venite și pentru politica băcăuană și pentru, și cu atât mai mult și pentru PSD. Ceilalți trei sunt partea masculină, jumătatea masculină, să spun așa, domnul Floroiu, doar la al doilea mandat de deputat, nu la al patrulea sau al cincilea ca alții, cu o largă experiență administrativă, cunoaște bine teritoriul, cunoaște bine organizațiile, nu mai are, e la Comisia de Administrație, nu mai e cazul să aduc eu justificări. Costel Dunava este președintele Comisiei de Economie din Camera Deputaților, iar Claudiu Irișanu, deși nu are nicio funcție la nivel de Parlament, este un foarte activ membru al Comisiei de Mediu
și un om cu care aveți ce vorbi pe probleme de mediu, care se mulțesc de la an la an. Deci o echipă cu care eu chiar mă mândresc și care face cinste PSD și sigur că sunt și ei partea unui rezultat pe care l-am avut. La parlamentare, vestea proastă e că am luat 37% și nu am la 40% ca să luăm și al cincilea deputat. Vestea bună și poate cel mai bun turnesol față de celelalte organizații și din zona Moldovei, fie de la PNL, fie de la PSD, e că totuși e grupul cel mai mare. Suntem 6. Nici PNL Suceava, nici PNL Iași, nici PSD Vaslui, nici PSD Botoșan, nici PSD Vrancea sau PSD Galați nu numără 6 parlamentari. Asta, cum să spun, este cel mai bun, expresia cea mai firească a faptului că suntem un județ mare, dar un județ mare presupune și eu, mai ales în perioada de pandemie, presupune multe riscuri. L-am acoperit destul de bine și dacă avem acest număr, următorii sunt cu 5, 4, 3, 2. Asta spune ceva despre rezultatul nostru pe 2020, strict politic. La locale, diferența de la județ a fost una categorică de 15% între un partid și o alianță de 2-3 partide, PNL-USR+. La municipiul Bacău, ca și la municipiul Onești, am plătit oalele sparte de foștii noștri candidați la primării din 2016, domnul Necula la Bacău, domnul Gnatiu. Am spus la Onești, am spus la Bacău din 2019 că noi nu mai putem revendica poziția 1 la linia de start pentru următoarele alegeri. N-avei cum, după 4 ani care s-au dovedit, din punctul meu de vedere, neperformanța la nivelul municipiului Bacău, să ne mai putem bate și cu o alianță de 3 partide. Trei partide au fost, totuși, aici, dumneavoastră a spus că e guvernare USR, nici nu cred că e guvernare USR, este un primar membru de la USR, care a ieșit susținut și de cei de la PNL, cu doar 29%, pe o prezență extrem de redusă, deci legitimitatea nu este cea pe care și-o arogă actualul primar al Bacăului. Asta mă referiam, că așa se vede. Deci ar trebui, atitudinea aceasta de suveran al Bacăului ar trebui puțin ajustată, În ton și în pas cu rezultatele. Păi de ce nu s-a rezultat? Păi știți cât are USR-ul la nivelul municipiului Bacău? La parlamentare undeva în jurul 21%. Iar la nivelul județului 13%. Deci atitudinea aceasta suverană pe municipiul Bacău nu se justifică. Nu tot ce vine de la primăria Bacău trebuie să capete forma unui edict. Cam așa se întâmplă acum. El este susținut în continuare de cei de la PNL, susținut și cei de la PSD, Pro-România și PER, acolo unde este cazul, la anumite proiecte unde este cazul, cazul proiectului Parcul Industrial sau și se mai pot da exemple, a fost susținut de toate partide. Totuși să constatăm că electoratul băcăuan în legislativul local de aici a votat 6 partide, practic. Sunt 6 partide și un independent. Adică este suficient de pestriță masa politică, astfel încât primarul să mai fie și el suveran. El ar trebui, dimpotrivă, să fie un factor care să extrem de echilibrat și extrem de altruist, proactiv, astfel încât să reușească să capaciteze o majoritate lejeră, nu să se plângă că nu știe ce face majoritatea socialistă, cum spune dânsul. Da, să aibă o deschidere din punctul dumneavoastră de vedere, așa cum are PSD-ul în aceste proiecte care sunt interesul băcăoanelor, până la urmă. Bun, noi despre noi o să vorbim numai lucruri care, vă dați seama, care ne convin și ne favorizează, suntem subiectivi. Da, așa dar, este normal. Nu știu dacă e normal, dar așa se întâmplă, știți? Da, așa se întâmplă. Sunteți partizanul ideii că într-o formațiune politică contează, în primul rând, calitatea umană și nu vechimea sau numărul de mandate cumulate? Aș putea să definez calitatea. E complicat să notez, să scorez calitatea umană, dar cred că caracterul, loialitatea, principialitatea sunt chestiuni care ne stau, realismul, sunt chestiuni care ne stau la îndemână, pentru că eu am văzut colegi de-ai mei care sunt acum la alte partide, rupți de realitate, care parcă erau din altă realitate, trăiau pe altă planetă. Am văzut și la alte partide oameni neprincipiali. Și v-am dat exemplu mai înainte au uitat ce s-a întâmplat în decembrie, au uitat ce s-a întâmplat cu anexa 703 și vin și țin acum lecții de moralitate. Deci, chestiuni de caracter. Caracterul, în general, se probează în timp și îți poți crea o percepție față de colegii tăi în interiorul unui partid și de asta am început cu caracterul. Loialitatea e importantă, că
Totuși noi suntem o organizație politică care n-am pierdut niciun parlamentar, niciun primar să plece la alt partid. Spune ceva și despre acest lucru. Și principialitatea, că am avut și primari care vedeau totul numai prin ochelarii lui Decal, cazul Oneștiului. Domnul Gnatiuc credea că totul e doar Oneștiu, nu. Județul Bacău e și Oneștiu înseamnă, să știți că așa cum Bacău înseamnă și Mărgine, și Săuce, și Letea Veche, și Nicolae Bălcescu, și Sărata, și lui Zicălgora, și Hemeiu, și Mărgine, am ce cu Mărgine, da? Și Oneștiu înseamnă Gura Văii, Bârsănești, Pârgărești, Târgu Trotuș, Oituz, Bogdănești, Cașin, Mecașin, până la urmă, da, Bucium, Ștefan cel Mare, sunt comune din jurul Oneștiului, dar oamenii acolo circulă. Că se duc la părinți, că se duc la bunici. Nu poți să privești, chiar dacă ești primarul Oneștiului, nu privești numai strict interesul Oneștiului. Și acele comunități au oameni și de multe ori le reamintesc acest lucru și omologilor de la USR Plus sau PNL. Județul Bacău, trebuie să ne obișnuim cu această formulă, are 93 de UAT-uri în care trăiesc 600.000 de băcăuani. Nu are doar UAT-ul pe care îl păstorești tu ca primar sau zona pe care o acoperi tu ca deputat. Că foarte mulți cam cu asta se ocupă, i-am văzut. Cel mai important e orașul lor, cum e președintele, actorul președinte PNL Bacău. E de la Comănești și tot județul Bacău se reduce la Comănești. Eu știam această abordare a primarului de la Comănești, dar văd că o duce și de când era primar, dar o duce și din postura de președinte a PNL-ului. Pare rău pentru dânsul. Nici măcar Moineștiu nu e din apropiere sau Dărmăneștiu. Nu, județul Bacău nu înseamnă doar Comăneștiu, înseamnă și Comăneștiu alături de celelalte 92 de UAT-uri. Și dacă suntem corecți și suntem coezivi, suntem solidari și așa trebuie să privim problema. Chiar dacă ea sună, nu le place ce spun eu, dar asta e județul Bacău. De repet, el tot l-am mai fixat eu așa în patru ținte. De la Podul Turcului până la Ghimeș, chiar dacă la Ghimeș este un primar UDMR, nu? PNL-ul și USR-ul sunt cu UDMR-ul la guvernare și de la Lipova-Plopana până la Sânii Moldova. Ca să tragem așa două diagonale și ăsta este județul Bacău. Nu este doar, repet, doar în municipiul Bacău sau doar în Buș sau doar într-o localitate. Domnule președinte, eu și colaboratorul meu, domnul Eugen Ungureanu, vă mulțumim pentru deschidere. De fapt, sunteți pentru a doua oară, mai puțin de 6 luni aici, în studioul Euro TV. Vrem să vă smulgem promisiunea că veți mai veni, ori de câte ori situația va impune sau veți dori să aduceți la cunoștința băcăuanilor ceea ce trebuie să cunoască. Ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni și înainte de a pune punct și a da ultimul cuvânt invitatului și colaboratorului meu, aș vrea să vă spun, dragii mei, următorul aspect. Noi aici, la Euro TV, dar și la Exclusiv, nu punem etichete. Noi nu condamnăm și nu judecăm pe nimeni. Noi invităm oamenii politici de toate culorile în fața dumneavoastră să-și precizeze poziția, acțiunile, atitudinile. Dumneavoastră, telespectatorii noștri, prin prisma informațiilor pe care le primiți, veți trage concluzia. Domnule președinte, ultimul cuvânt. Păi numai, structurez ce am spus și pe transmisiunea TV. Sărbători liniștite, pozitiv în gândire și cât mai mulți anticorpi în sânge. Da, și eu vă mulțumesc foarte mult. Mă bucur că, iată, sunt la primul interviu, prima emisiune cu domnul președinte. Sunt bucuros că a răspuns invitației noastre și sunt convins că ne vom revedea din nou. De asta dată tirul nostru de întrebări nu a fost chiar atât așa cum îl declarăm noi în presă. Domnul președinte a răspuns prompt la fiecare întrebare de-a noastră și asigurăm pe telespectatorii noștri că îi voi ține la curent cu peisajul politic din județul Bacău. Astea fiind spuse, dragii noștri, aveți grijă de dumneavoastră. Încă o ediție a emisiunii Dialoguri pe scara Richter, realizată în colaborare cu Exclusiv TV, se termină aici. Până la următoarea noastră întâlnire, aveți grijă de dumneavoastră și nu uitați, fiți mai buni, nu costă nimic, o seară bună să aveți. Multă sănătate!